Un bărbat de 39 de ani este principalul suspect al crimei de la Brăila. Locuia pe aceea stradă cu gabinetul stomatologic, este recidivist și ar fi ucis-o pe dentistă în doar 33 de secunde. Beat și drogat la volanul unei mașini, oprit în mijlocul unei șosele din capitală, incapabil să vorbească. Așa l-au găsit polițiștii pe un bărbat de 29 de ani. Avea și o cantitate mare de droguri în mașină. A fost reținut și primul român după violențele de joi seara din Leeds. Poliția britanică spune că ar fi participat la incendierea autobuzului. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor. 33 de secunde de atât ar fi avut nevoie ucigașul dentistei din Brăila ca să ia viața. Un bărbat de 39 de ani este principalul suspect în cazul acestei crime. Individul a fost eliberat din închisoare la începutul anului, în luna martie. La audieri, bărbatul a refuzat să răspundă întrebărilor puse de către anchetatori. El a fost identificat pe baza probelor biologice găsite la locul crimei. Suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Tu ai ucis-o pe doctoriță? O cunoșteam pe doctoriță înainte? Tu că ți-a ascuns cuțitul? Ați acționat premeditat? Principalul suspect în cazul morții doctoriței, Marina Gavril din Brăila, are 39 de ani și se numește Maricel Mihai. În ultimii ani și-a schimbat numele de familie de două ori. A fost mai întâi Măcelar, apoi Stănescu și acum Mihai. A fost reținut de polițiști pe baza probelor biologice care au fost găsite în cabinetul de stomatologie. A fost dus la parchet, dar nu și-a recunoscut fapta. Ai ceva să-ți reproșezi? N-ai nimic să-ți reproșezi? Nu, tu ai omorât-o pe doctoriță! Maricel are 4 copii și soția lui muncește în străinătate. Anchetatorii spun că suspectul locuiește chiar pe stradă unde se află și cabinetul stomatologic. Surse din anchetă spun că în ultima perioadă toată familia presupusului criminal ar fi mers să se trateze la medicul Marina Gavril. Se merge chiar și pe ipoteza că bărbatul de 39 de ani să se fi dat drept pacient în ziua crimei. Anchetatorii i-au refăcut traseul din ziua de 16 iulie. Suspectul ar fi mers la Galați, ar fi luat un taxi până la Brăila, ar fi intrat în cabinet, ar fi ieșit după 2 minute să vadă dacă vine cineva și după ar fi intrat din nou. O cunoștea pe doctoriță? Am văzut pe doctoriță. În ce context a văzut-o? A fost la așa, cu tratament. Și-a plătit tratamentul? Da, 110 de lei. Acum cât timp? Nu știu de ce a fost în cabinetul stomatologic, dar nu la ora în care noi am văzut. Varianta noastră este acea acuzație din care rezultă, clar, în propriul administrativ, trebuie să clar, el a fost acolo la 16-16 minute și la ora 12. Anchetatorii spun că ar fi ucis-o pe femeie în doar 33 de secunde, conform imaginilor de pe camerele de supraveghere. După ce ar fi comis fapta, s-ar fi schimbat de haine și de încălțări și l-ar fi aruncat în zona gării, acolo unde au fost și găsite de oamenii legii. Este o crimă cu premeditare, dar nu pot spune că a avut un mobil anume, pentru că el cel puțin nu a declarat nimic. Cu premeditare în sensul că și-a premeditat fapta, și-a pregătit fapta, actele de executare, în sensul că a plecat de la Galați, a vrut cumva să inducă în eroare, a plecat, deși este brăilean, a plecat de la Galați cu un taxi, a venit în Brăila, și-a schimbat hainele pe parcursul, pe traseul până la cabinetul stomatologic. După ce a ieșit de acolo din nou, și-a schimbat hainele. Există posibilitatea să fie fost pus de cineva să o omoare pe doctoriță? Sigur, luăm în variantă și ipoteza asta, dar nu putem spune că am probat-o. Nu se cunoaște deocamdată care a fost motivul crimei. Anchetatorii spun că medicul nu ar fi avut datorii la bancă și nici nu ar fi împrumutat bani de la alți oameni. Principalul suspect a fost eliberat pe data de 24 martie 2024 din pușcărie. În ultimii ani a fost condamnat de mai multe ori în Franța și în Germania pentru fapte de violență. După 4 ani de zile s-a eliberat șeful României. Vă pup, vă iubesc. Polițiștii spun că l-au găsit greu pe bărbat pentru că nu există camere de supraveghere în apropierea cabinetului medical. Au fost analizate toate imaginile înregistrate de camerele din Brăila și în acest fel au reușit să-i refacă traseul presupusului criminal. Au fost implicați un număr de peste 40 de polițiști din diferite structuri ale IGPR. S-a muncit, aș putea să spun, zi și noapte, dar rezultatul l-am văzut cu toții în seara asta. Victima, care a fost ucisă cu sânge rece, a fost condusă azi pe ultimul drum în Chișinău. Un român a fost reținut în urma revoltei violente din Leeds de joi seara. El ar fi fost implicat în incendierea autobuzului. Poliția britanică a mai reținut alți 4 oameni, iar numărul total a ajuns astfel la 10. Între timp, oamenii au ieșit și seara trecută pe străzile cartierului Hare Hills. Au protestat pașnic și au cerut alături de familia de români aducerea acasă a celor 5 copii. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
Românul Justin Dobre, în vârstă de 37 de ani, este acuzat de acte de violență, incendiere și comportament care a pus în pericol viața oamenilor. Românul ar face parte din grupul de oameni care a incendiat autobuzul din cartierul Hair Hills. Până acum, 10 oameni au fost arestați din sutele care au participat la revoltă. Ei vor fi duși în fața unui judecător care va hotărî dacă vor rămâne în arest. Poliția din Yorkshire spune că ancheta va continua și nu sunt excluse și alte rețineri. Între timp, oamenii au ieșit pentru a treia noapte pe străzile din Leeds. Au protestat și au cerut autorităților să-i aducă acasă pe cei 5 copii luați de serviciile sociale. Au cântat în limba română, s-au rugat și au scandat alături de rude și părinții copiilor. Sutele de oameni, printre care și 10 de români, au manifestat pașnic, fără violențe. Joi seara a fost război pe străzile din Leeds între oameni și forțele de ordine. Pe străzi încă se văd urmele violențelor după ce o mulțime de oameni furioși au incendiat un autobuz și au distrus mașini. În regiunea orașului Leeds ar locui aproximativ 20.000 de români. Presa din Regatul Unit scrie că părinții copiilor amenință că vor intra în greva foamei dacă cei mici nu sunt aduși acasă. Tatăl copiilor plânge disperat pe străzile din Hair Hills după ei. Să vedeți ce se întâmplă cu ei, vreau să le văd, că nu știu nimic ce am făcut copiii. N-au mâncat, n-au probleme. Ancheta continuă în Regatul Unit, însă nu doar în cazul copiilor luați de serviciile sociale. Autoritățile investighează și modul în care au intervenit polițiștii. Consiliul local din Leeds a anunțat o evaluare de urgență a incidentului. Conform poliției britanice, ofițerii săi au fost atacați în timp ce ajutau personalul de asistență socială. Peste 4.200 de candidați s-au luptat pentru cele 1.800 de locuri la Facultatea de Medicină din Capitală. Care a fost specializarea cu cea mai mare concurență? Aflați în câteva minute la Focus. Incendiu violent în București, mai multe case întinse pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați au ars aproape în totalitate. Un bărbat de 95 de ani a fost dus la spital după ce a făcut atac de panică. În total, 12 autospeciale de pompieri au încercat să stingă cât mai repede incendiul care s-a extins cu rapiditate. Salvatorii spun că misiunea a fost îngreunată de faptul că hidranții de pe străzile din apropiere aveau o presiune mult prea mică. Pompierii susțin că focul a fost greu de stins și pentru că exista o distanță extrem de mică între locuințele afectate. Caz șocant în București, un șofer de 29 de ani a fost găsit de polițiști în timp ce dormea la volan. Era băut și drogat. Bărbatul nici măcar nu mai putea să vorbească. Era inconștient. Mai mulți șoferi au sunat la 112 după ce au văzut mașina lui oprită în mijlocul șoselei. Au vrut să vorbească cu șoferul, dar acesta nu a reacționat pentru că nu era lucid. Vă avertizez. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Așa arăta bărbatul de 29 de ani când polițiștii au ajuns la el. Ceilalți șoferi care au sunat la 112 după ce l-au văzut au crezut că bărbatului este rău, doar că oamenii legii au descoperit că acesta era inconștient din cauza drogurilor și alcoolului. Noi? Șoferul a fost testat cu aparatul alcool test, care a arătat o valoare de 0,36 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Și la drug test rezultatul a ieșit pozitiv. Ce faci, prieten? Hai să mergem la ambulanță. Hai. Hai, ieși afară de aici. Care? Un conducător auto care a consumat ketamină. Ketamina este un drog depresant al sistemului nervos central, anestezic pentru cai, pentru vaci. Se de multe ori în combinație cu alte substanțe, precum a fost și cazul șoferului, pentru că i s-a descoperit și o alcoolemie și practic este efect, are efect de down, depresare, se pierde contactul cu realitatea. Pe scaunul din dreapta fața al mașinii, bărbatul avea droguri. În urma perchezițiilor, polițiștii au găsit aproximativ 40-50 de grame de substanță albă cristalină. Polițiștii nu au putut să discute deloc cu șoferul, așa că l-au transferat la spital.
cauză medicală, cred că supradoză. Din evaluarea pe care am făcut eu, se vede foarte clar că este o persoană dezechilibrată, probabil că are o dependență veche, el are 29 de ani, dacă, să zicem, consumă undeva în adolescență, de la 16-17 ani, vorbim despre o dependență cronică, o polidependență de mai multe substanțe și există un dezechilibru major, nu mai are teamă de absolut nimic, noi avem o vorbă specialiștii, dependența bate orice, bate și frica, bate și rușine. La spitale au fost prelevate probe biologice, bărbatul a primit și amendă pentru că a condus băut și drogat și pentru că nu avea nici permisul de conducere la el. Conform legii, riscă să primească între 1 și 5 ani de închisoare. Deocamdată, pe numele șoferului nu există un dosar penal conform noii legi. Autoritățile au dus probele biologice la Institutul Național de Medicină Legală, așa că nu se poate deschide dosar penal până când rezultatele nu vor fi gata. Există la unitatea de poliție o sesizare pe numele acestui bărbat, iar totul se poate transforma în dosar penal doar dacă rezultatul probelor biologice iese pozitiv. Carmen Gheorghe, Prima TV. Polițiștii din Arad au reținut și un al treilea suspect în cazul bancomatului aruncat în aer din Șiria, de unde hoții au reușit să plece cu peste 200.000 de lei. Suspectul este un bărbat din Arad în vârstă de 49 de ani. Potrivit unor surse judiciare, pentru prinderea acestuia s-au folosit inclusiv probe ADN. Alte două persoane, un cetățean român și unul albanez, au fost reținute săptămâna trecută. Potrivit anchetatorilor, cei trei suspecți au mai fost condamnați atât în România cât și în străinătate pentru fapte asemănătoare. Până la această oră, banii furați n-au fost găsiți. A fost o zi importantă pentru cei care își doresc o carieră în medicină. Mii de tineri care vor să îmbrace halatele albe au dat astăzi admiterea. Concurența cea mai mare a fost la Facultatea de Stomatologie, acolo unde pentru fiecare loc la buget s-au luptat câte 4 candidați. Pentru prima dată în istorie, studenții admiși pe locurile de la buget și le vor păstra până la finalizarea studiilor. Cezar este din Republica Moldova și a reușit să obțină 85 de puncte la examenul de admitere pentru specializarea stomatologie. Toată familia profesează în domeniul medicinei, așa că a ales să urmeze drumul bunicii sale, care este medic stomatolog. Sunt foarte mulțumit de rezultatul obținut. Încă și acum am emoții, ritmul inimii, cred că am acum hipertensiune. Candidații la medicină au avut de rezolvat 100 de grile din biologie, chimie sau fizică. Finalul examenului a găsit pe mulți dintre candidații în lacrimi de emoție, dar și de fericire. Pentru unii. Bravo! Bravo! Mulțumesc! Destul de ok, subiectele accesibile, mult mai în regulă în comparație cu simularea. Ce specializare? La medicină generală. Am mai venit aici și anul trecut, am avut un punctaj nesatisfăcător, nici măcar nu m-am apropiat de succes. Am așteptat foarte mult momentul ăsta și am venit foarte entuziasmată. Emoții au avut și părinții care i-au așteptat pe copii cu sufletul la gură. Sper să fie bine. Mulțumesc și dumneavoastră pentru ea? Foarte mare, cred că mai mare le am eu. La Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București s-au înscris anul acesta 4204 candidați, deși sunt disponibile doar 1795 de locuri. Concurența este destul de mare, după cum ați văzut și în comunicatul de presă. Sunt 3,34 candidați pe loc bugetat față de anul trecut, când au fost 3,08 la nivel de universitate, ca medie. La medicină, 3,72 față de 3,46 anul trecut, iar la medicină dentară, la stomatologie, 4,36 față de 3,72. Sunt cu 360 de candidați mai mulți decât anul trecut și cu 700 mai mult decât în 2022. Cele mai căutate specializări de către viitorii studenți sunt chirurgia plastică, radiografia, psihiatria și cardiologia. La polul opus, specialitățile chirurgicale au cele mai multe locuri neocupate. Începând din acest an universitar, studenții care vor fi admiși la buget vor rămâne la stat până la finalizarea studiilor. Aceeași regulă se aplică și pentru cei de la taxă. În ceea ce privește taxele de studii, acestea au rămas similare cu cele de anul trecut. Și tinerii din străinătate optează pentru facultățile de medicină din țara noastră. Cei mai mulți vin din Republica Moldova, Israel, Franța și Maroc. Studenții de acolo vin pentru calitatea învățământului, în primul rând, la noi. Iar cei care pleacă, pleacă pentru calitatea, probabil, a mediului în care vor lucra în viitor sau poate foarte mulți vor să fie în centre universitare. Nu mai găsesc loc de muncă aici. Nu vor să se ducă în orașe, chiar în capitale de județ din jurul Bucureștiului. Preferă uneori să meargă în sănătate. În perioada 2012-2022, peste 22.000 de medici români au plecat din România pentru a lucra în străinătate.
Fiecare călătorie cu trenurile CFR are șanse să se transforme într-un coșmar. Deși n-au parte de cele mai bune condiții, mulți oameni sunt obligați să folosească acest mijloc de transport. De când Valea Oltului s-a închis, trenurile care merg pe stațiunile montane sunt aglomerate, biletele se vând rapid, iar înăuntru este la fel de cald ca afară. Oamenii să nu se sufoce în acest tren fără aer condiționat, mecanicul de locomotivă a blocat toate ușile în timp ce erau deschise. Astfel de improvizații se găsesc la orice pas pe trenurile operatorului de stat. În încercarea de a le face viața mai ușoară călătorilor, personalul CFR l-o pune în pericol. În gara de nord, duminică dimineața era forfotă. Termometrul arăta 40 de grade la nivelul solului. 8 trenuri aveau întârziere între 10 minute și 140 de minute. Haideți să vedem care sunt condițiile într-un tren CFR pe ruta București-Ploiești. Cursa nu ar trebui să dureze mai mult de 40 de minute. Trenul e plin, așa cum sunt mai toate care pleacă spre stațiunile montane. La puține mai poți cumpăra bilet. Asta pentru că după ce traficul pe Valea Oltului a fost restricționat, oamenii s-au orientat spre transportul feroviar. Se pare că avem noroc, din fericire avem aer condiționat. Chiar dacă nu mai este în vigoare codul roșu de caniculă, sistemul de răcire face cu greu față temperaturilor ridicate. În tren, termometrul indică o temperatură de 39,4 grade, cu jumătate de grad mai puțin ca în gară. La 40 de grade, indiferent cât de funcțional ar fi, 40 de grade. Căldura i-a obligat pe operatorii feroviari să circule cu restricții de viteză. Din acest motiv, multe trenuri au avut și încă au întârziere. Unde mergeți dumneavoastră acum? La Suceava. Și cât faceți până la Suceava? După bilet, 5 ore și ceva. Dacă n-am venit din Suceava la București, am avut o întârziere 20 minute. Deci zic eu că e acceptabil față de ce era înainte. Ce am auzit, că n-am mers de 20 de ani. Când m-am venit spre București, într-adevăr, am avut o oră întârziere. Trenul și într-adevăr a fost mai dificil. Multe scaune din tren au tapiseria ruptă, iar mersul la toaletă este o adevărată aventură. Hârtie igienică și săpunul arată de parcă zac în cabină de săptămâni întregi. Pe ușă nu este niciun afiș care să indice când a fost igienizată ultima dată toaleta. Și colac peste pupăză, panoul tehnic al trenului s-a deschis în mers. E ca un puzzle. Într-un final, călătoria cu trenul CFR a avut și o parte bună. Am ajuns cu 2 minute mai devreme în stație, la Ploiești Sud. Chiar și nașul a spus că este o premieră, însă bucuria nu a durat mult. Trebuia să ne întoarcem la București cu trenul Interregio 1660, care pleca la ora 12 și 18 minute, însă, din păcate, are 120 de minute întârziere. Deci va trebui să găsim o altă soluție să ajungem în capitală. CFR Călător nu oferă niciun fel de despăgubire clienților care trec prin astfel de probleme. Chiar și returnarea biletului este un proces complicat, având în vedere că trenul nu s-a anulat, ci doar are întârziere, un lucru considerat absolut normal la noi în țară. Singura soluție pe care am găsit-o ca să nu așteptăm 120 de minute în gară a fost să luăm un taxi și să plecăm din Ploiești Sud în Ploiești Vest, de unde o să luăm un operator privat înapoi în capitală. Practic, călătoria s-a lungit cu peste o oră și a costat mai mult. Pe lângă 2 bilete noi, în plus a mai fost și costul taxiului. Frecvența cu care urșii coboară în localitățile montane a crescut vertiginos în ultimii ani. În căutare de hrană, animalele îi sperie pe localii și îi îndepărtează pe turiști. Capturarea lor dă bătăi de cap autorităților, iar operațiunea se poate întinde pe o perioadă lungă de timp. Este și cazul unei familii de urși care a fost prinsă după ce mai bine de o lună a dat târcoale stațiunii Slănic Moldova. De mai mult timp, o ursoaică cu 3 pui și-au făcut apariția periodic în preajma restaurantelor din stațiunea Slănic Moldova. Echipa de intervenție a primăriei a montat o cușcă și au ademenit urșii cu mâncare. Animalele însă nu s-au lăsat prinse cu una cu două și intervenția s-a întins pe parcursul a mai bine de o lună. S-au mulțit foarte mult și nu au unde să se hrănească, sunt alungați de urșii mai puternici și în special ursoaicele. Pentru că nu ne primește nimeni în România, am trimis adrese la toate fondurile de vânătoare, atunci suntem Am luat decizia în cadrul echipei de intervenție să-i relocăm la capătul extremității fondului de vânătoare, îi ducem în munți și sperăm să nu se mai întoarcă. Este a treia captură realizată cu succes din ultimele 7 luni. Ultimul mascul. Sunt 2 masculi și o viță, nu? Da. Este bulerat?
În urmă cu mai bine de o lună, o altă ursoaică a fost prinsă, de această dată chiar în centrul stațiunii, lângă un centru de tratament. După această capturare, echipa specială constituită la nivelul primăriei a mutat dispozitivul de capturare în zona în care a fost zărită ursoaica cu cei trei pui. Este o acțiune contra cronometru, unde tranquilizez întâi mama, apoi cei trei pui, și unde nu este foarte mult timp de a ezita niciun fel de manoperă, niciun fel de manevră. În continuare sunt probleme cu încă patru situații foarte clare de urși și ursoaice și puișori care sunt prezente în slănii, care pot da oricând probleme foarte serioase. Localnicii s-au obișnuit deja cu prezența urșilor, în schimb turiștii sunt speriați, mai ales că autoritățile apelează des la avertizmentele de tip roalert. Să-i duc în altă parte. Aia mai din munte, aia sunt mai periculoși, care... Dar dacă nu respecti un traseu anumit sau dacă nu... E obligatoriu, te expui unui risc. Da, am văzut, lucram pe aici, prin zonă, și erau acolo cu pui. Mâncau, stăteau acolo. Și-a fost cu ceva stricăciuni pe aici? Nu, într-o seară a fost, a rupt-o de asta, așa, din de flori, și cam atât. I-a capturat, care vă zic, s-a auzit că am primit un alert pe telefon. Ieri și alaltăieri, două rânduri, două zile la rând. A, habitatul lor, nu i-am încălcat. Ce să facem? Legislația actuală nu permite împușcarea urșilor decât în momentul în care aceștia devin agresivi și periculoși față de comunitate. Autoritățile locale pot reloca urșii, însă au fost mai multe situații în care această soluție nu a dat rezultatele dorite și urșii s-au întors în localitate. Trei oameni au murit, iar alți 80 au fost răniți în bombardamentele Israelului asupra unui popor controlat de rebelii Houthi. Cum a justificat Netanyahu atacul? Aflați în câteva minute la Focus. Consumul de alimente ultraprocesate crește alarmant de la un an la altul. În România, unul din patru lei cheltuiți pe mâncare ajunge la fast food-uri. Ultimele date arată că în țara noastră 5 din 10 adulți sunt supraponderali. Potrivit Institutului Național de Statistică, anul trecut românii au consumat mai puține fructe și legume. În același timp a crescut frecvența cu care populația mănâncă grăsimi și alimente ultraprocesate. Cât de des mâncați de la fast food? De 2-3 ori pe săptămână. De 2 ori pe lună, cred? Des, de 3 ori pe săptămână. O dată la 3 săptămâni, ceva de genul. Cam o dată de 2 ori pe săptămână, maxim. Principalul pretext al consumului de fast food este rapiditatea cu care își pot procura hrana. Oamenii sunt mai mereu pe fugă și spun ei nu mai au timp să gătească. Dar și factorul financiar este foarte important. Pentru că e mai rapid, cum îi spune și numele fast food, și pentru că mi-e la îndemână. E bună, consistentă. Pentru că nu am prea mult timp pe acasă să gătesc. Sunt și prețuri mai convenabile. E și mai ușor, nu mai gătim acasă. Unii înțeleg însă că acest tip de mâncare aduce și pericole pentru sănătate și de aceea evită astfel de preparate. Nu e sănătoasă mâncare. Grăsime, pe primul loc asta e. Pentru că țin la sănătatea mea. Nu vreau să ajung să am anumite boli și probleme și alte. Medicii nutriționiști atenționează că fast food-ul are multe calorii și combinații de sare, zahăr și grăsimi care sunt foarte nocive pentru organism. Nu este mâncare de calitate, nu are toți nutrienții de care noi avem nevoie, este de obicei grasă și ultraprocesată. Bolile secolului nostru, diabetul, cancerele, bolile de inimă, se hrănesc din mâncarea proastă pe care o avem la dispoziție. Gustul delicios rămâne cel care îi ține pe oameni dependenți de fast food. Astfel de preparate pot fi totuși consumate în cantități moderate. Din zona de fast food, eu aș recomanda pizza o dată pe săptămână, din zona de burger, dar burger făcuți cu simț de răspundere și să fie făcuți pe grătar, dintr-o carne de calitate. N-aș recomanda partea de cartofi prăjiți și nici de cum sosurile cu care sunt consumați. În România, aproape 25% din încasările din piața de restaurante merg către localurile de tip fast food, iar profiturile acestora cresc de la an la altul. Sute de turiști din toate colțurile țării au poposit în acest weekend în județul Hunedoara la Vața de Jos. Au avut parte de relaxare, distracție și foarte multe surprize. La complexul Vața Băia a avut loc un festival care a debutat cu o petrecere în piscină. Stațiunea balneoclimatică Vața de Jos din Hunedoara este o destinație perfectă de relaxare, spun turiștii care au vizitat această zonă în weekend. Oamenii s-au relaxat în piscină sau pe terenul de volei. Hai, 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 hai
Zile cu soare, apă termală, petreceri, concerte și multă distracție. Despre asta a fost vorba în acest weekend la complexul turistic Vața Băi. După o zi de foc și mâncare mediteraneană, turiștii au avut parte pe timpul de un concert spectaculos susținut de grupul vocal Pro Voice. Sunt cazată aici, sunt din județul Arad și este foarte frumos. O experiență minunată. Condițiile de aici, reamenajarea strandului, deosebit. Am făcut câteva zile de concediu cu niște prieteni și să facem și tratament, să ne și relaxăm. Suntem din Zalău și suntem plăcut surprinși că într-o localitate ca și Vața de Jos, respectiv la Vața Băi, se petrec asemenea evenimente. Festivalul Vața Experience 2024 este la a doua ediție și turiștii s-au bucurat că vor avea parte de un program artistic. Am început anul trecut prima ediție a acestui festival și am continuat în acest an. Am început petrecerea de dimineață cu un pool party pe zona de piscină. Turiștii spun că stațiunea balneoclimatică s-a transformat în ultimii ani datorită investițiilor și că vor reveni cu siguranță în vacanțele următoare. Cavaleri în armură, ieniceri, călăreț, un rege, un episcop, mercenar, dar și domnițe. Toți și-au dat întâlnire la un festival medieval organizat lângă Castelul Huniade din Timișoara. O adevărată lecție de istorie în aer liber, spun organizatorii. Călătoria în timp a început aseară cu o paradă a participanților. Îmbrăcați în haine specifice evului mediu, au traversat centrul Timișoarei, invitând trecătorii la spectacole. I am presenting here King Sigismund, the king of Hungary and Croatia. And this is my wife Barbara. În spatele regilor și-au făcut prezența întreg alaiul cetății. Cavalerii în armură, pe armăsari dichisiți cu podoabe și țesături scumpe, războinici nomazi din stepele răsăritului, arcași și lăncieri destoinici, pe cai mărunți și iuți, mercenari pedeștri, tocmiți de Ioan de Hunedoara din întreaga Europa Centrală. Suntem un grup de reconstituire istorică, Teutonii Transilvaniei, venim din inima țării, din Mediaș, reprezentăm nobil transilvanen de secol 15 și mâine vă așteptăm la încrucișarea lăncilor la ora 20, la unul dintre cele mai faimoase turniruri din țară. Câteva sute de timișoreni au ținut să însoțească pe luptătorii îmbrăcați în straie medievale pe tot parcursul traseului prin centrul istoric al orașului. Cei mai mulți au fost fascinați de costumele acestora, dar și de cai. Foarte drăguț, foarte frumos, interesant. N-am mai fost până acum, dar minunat. Extraordinar, ne duce în perioada medievală 100%, da. Cei mai încântați au fost însă copiii. Cel mai mult îmi plac prințesele și regina pentru că sunt foarte frumoase. Organizatorii spun că festivalul și-a propus nu doar să arate care erau tradițiile și portul în urmă cu mai bine de jumătate de secol în urmă, dar să aducă și puțină bucurie pe chipurile oamenilor. Despre bareți se spune că se numărau printre cei mai destoinici luptători ai secolului X, de altfel din rândul lor era asigurată garda împăraților bizantini. În aceste zile la Timișoara, cei din spatele meu vor încerca să îi facă mândri pe înaintașilor de ceea ce vor face ei aici, de bătăliile pe care le vor duce în centrul orașului. Festivalul medieval al Castelului Huniade din Timișoara a ajuns la cea de-a cincea ediție. Israelul a atacat în Yemen ca răspuns al bombardamentelor din centrul orașului Tel Aviv de vineri. Sunt 3 morți și peste 80 de răniți. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ținta avioanelor și rachetelor israeliene a fost portul strategic Al-Hudaydah. Portul din Yemen este controlat de rebelii Houthi, iar acolo s-ar afla, conform israelienilor, depozite de arme și armament. Un oficial Houthi a declarat că atacul este o agresiune brutală împotriva Yemenului și are ca scop presarea rebelilor Houthi să oprească sprijinul pe care îl acordă palestinienilor din Gaza. Un bărbat pasionat de sporturi extreme a reprodus covorul lui Aladdin și a zburat deasupra munților. Imaginile spectaculoase le vedeți și dumneavoastră imediat după publicitate. Revenim în 5 minute.
Dacă ați visat să zburați pe un covor precum celebrul personaj Aladdin, acum este o realitate. Un bărbat a uimit pe toată lumea cu costumul său cu aripi, cu a început să arate precum covorul magic din celebrul basm. După ce și-a conceput singur costumul, bărbatul l-a și testat. S-a aruncat în gol și a zburat deasupra munților. Tânărul este pasionat de sporturi extreme și nu este la prima ispravă de acest fel. În trecut, el a zburat și cu parapanta. Bărbatul este cunoscut pe rețele sociale, acolo unde strânge 10.000 de aprecieri. Domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Imediat începe serialul Locul cel Bun, iar de la ora 20 în reality show-ul Schimb de Mame, trăiți experiența unică a două familii. Pe Prima News, de la ora 20, începe emisiunea de analiză politică La Final cu Ionuț Cristache. Pentru iubitorii fotbalului, seara se încheie cu Dinamo Petrolul de la ora 22 în direct pe Prima Sport 1. Nu uitați că toate transmisiunile sportive pot fi urmărite live, de oriunde și pe primaplay.ro. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Program disponibil pe primaplay.ro.